Psalmul 23 este un psalm extrem de bine cunoscut. Psalmul 23 nu are niciun titlu, cel puțin nu are vreun titlu inspirat, deși mulți l-au intitulat în diferite feluri. Este un psalm extrem de bine cunoscut. El nu are niciun reper istoric, nu are nici un indiciu despre când a fost scris sau în ce circunstanțe. Este pur și simplu psalmul 23. Este un psalm care toți copiii îl învață. Este un psalm care este foarte cunoscut și foarte folosit. Este un psalm într-adevăr măreț și probabil că este bine că nu este marcat de un titlu sau de un reper istoric, pentru că este un psalm prea măreț ca să fie constrâns cumva de o singură circumstanță sau de o singură situație în viețile noastre. Acest psalm minunat al lui David este un psalm pentru toată viața noastră. Este suspinul bucuros a oricărui credincios. Este cântarea cântată cu bucurie și cu lacrimi în ochi a credinciosului de-a lungul întregii vieți. Nu doar în vremuri de pace, ci și în vremuri tulbure, ci în toate vremurile vieții noastre, acest psalm este cântarea noastră. Domnul este păstorul meu. Este imnul nostru care ne conduce pe cărările Domnului. Domnul este păstorul meu și încă din prima frază psalmistul ne prezintă trei elemente importante. Cine este Dumnezeu, cine suntem noi în raport cu Dumnezeu și cum se desfășoară această relație. În primul rând ne arată psalmistul că Dumnezeu este păstorul. Domnul Dumnezeul nostru este păstorul și cu siguranță asta înseamnă că El este Cel care are grijă de noi, că asta face un păstor. El are grijă de oile Lui. Și psalmistul ne arată într-adevăr că El are grijă de nevoile noastre. El are grijă de nevoile noastre materiale și El are grijă de nevoile noastre spirituale. Și vedem din psalmul acesta și vedem din toată Scriptura că El are grijă de noi în așa fel încât nu vom duce lipsă de nimic. Este un păstor minunat, este un păstor eficient. Dar în același timp, trebuie să vedem că atunci când psalmistul spune că Domnul este păstorul nostru, asta înseamnă că El este stăpânul nostru. Asta înseamnă că El este proprietarul nostru. Ține minte în Ioan, când ne-am uitat la acel pasaj minunat despre păstorul cel bun, la un moment dat Domnul Iisus spune că toți ceilalți, când vin lupii, fug, dar păstorul cel bun, El rămâne pentru că sunt oile Lui. El le deține, El este proprietarul lor. El nu este doar cel responsabil pentru îngrijirea noastră, este și responsabil pentru îngrijirea noastră, ci este Cel care ne deține. Suntem ale Lui. El ne poartă de grijă pentru că suntem ai Lui, cumpărați cu un preț mare. Cumpărați cu însăși viața Lui, El ne poartă de grijă pentru că suntem proprietatea Lui. El are drepturi depline asupra noastră pentru că El ne-a creat și după ce ne-am răzvrătit împotriva Lui și ne-am dat de bunăvoie altcuiva, am fost prin creație proprietatea Lui Dumnezeu și noi ne-am răzvrătit împotriva stăpânului nostru și ne-am dăruit și ne dăruim de bunăvoie altcuiva și anume Satanei și suntem acum sub această stăpânire, lumea aceasta întreagă este sub această stăpânire a Satanei, a prințul văzduhului. Dumnezeu a venit din ceruri și ne-a smuls, ne-a răscumpărat, a plătit prețul ca să fim din nou în totalitate ai Lui. Altfel spus, Dumnezeu este proprietarul nostru cu acte în regulă. Al doilea rând, psalmistul ne arată cine suntem noi. Dacă El este păstorul, dacă El este Cel care ne îngrijește și Cel care stăpânește peste noi, dacă El este Cel care ne deține, ai cui proprietate suntem, noi suntem oile Lui.
Și David, care a fost păstor, păstor la oi, nu are nicio reținere să se identifice cu oaie. El știa foarte bine ce este o oaie, el știa care este natura oii, el știa cum se comportă oaie, el știa care este menirea unui oi și David spune, eu sunt oaie și tu ești păstor. El înțelege implicațiile foarte bine. Noi suntem făpturi create, suntem proprietatea lui Dumnezeu și El este stăpânul, El este Cel care ne deține. Și David nu este deranjat de această realitate deloc. Ba mai mult, se bucură în această realitate. Este sursa păcii lui. Eu sunt o oaie, eu sunt o făptură, o creatură și El este păstorul, El este creatorul, El este Dumnezeu, El este Cel care mă îngrijește și El este Cel care stăpânește peste viața mea și lucrul acesta nu este o insultă pentru mine, lucrul acesta nu este ceva negativ, lucrul acesta este sursa bucuriei și păcii mele, faptul că știu că sunt proprietatea Lui. Multe binecuvântări sunt ratate de creștini pentru că nu înțelege cine este el, creștinul, și cine este Dumnezeu. Toți îl vrem pe Dumnezeu de păstor, dacă asta înseamnă că El ne hrănește, El ne îmbracă, El se îngrijește de noi, dar puțin, chiar creștin, puțin recunosc pe Dumnezeu ca stăpân, ca proprietar, ca suveran peste viețile lor. Relația aceasta este cu două sensuri. Dacă El este Cel care te îngrijește, El este Cel care te deține. Dacă El este Cel care îți dă mâncare, hrană, îmbrăcăminte, nevoile tale spirituale sunt în vizorul Lui, El este Cel care te controlează. Oaia are parte de siguranță, oaia are parte de pază, oaia are parte de bunăvoința păstorului, de îngrijire, de hrană, de apă, de tot ceea ce are nevoie, dar are și parte de păstorirea păstorului. Păstorul îi zice, du-te încolo și oaia merge încolo. Păstorul zice, hai încoace și oaia vine încoace și înțelege că este menirea ei pentru că ea este deținută. Nu poți avea pacea și liniștea de a fi îngrijit de păstorul care este Dumnezeu fără de a realiza că asta vine cu condiția de a fi proprietatea Lui. Puțini recunosc pe Dumnezeu ca stăpânul lor și ca proprietar și ca suveran peste viețile lor și mai puțin își doresc un asemenea Dumnezeu. Un asemenea Dumnezeu care este într-adevăr păstorul lor este ofensiv pentru mintea creștinului de astăzi și ironia este că chiar de acolo, dintr-o înțelegere corectă, dintr-o raportare corectă la cine este Dumnezeu și cine suntem noi, de la înțelegerea că nu suntem pe cont propriu, de la înțelegerea că suntem deținuți de Dumnezeu, că suntem proprietatea Lui, că suntem stăpâniți de Lui, exact de acolo decurge un râu de binecuvântare care cei mai mulți creștini îl ratează. Viața aceasta, universul acesta nu este un univers care va avea succes prin independență și autonomie. Pentru ca viețile noastre să fie vieți împlinite, trebuie ca să recunoaștem și să trăim sub stăpânire. La fel cum universul acesta este stăpânit de Dumnezeu prin legea naturală care Dumnezeu a lăsat-o, dacă eu las sticla aceasta să cadă de aici, ea cade, ea nu discută cu Dumnezeu. Pentru că legea gravitației spune că trebuie să cadă. Ea nu-și face probleme. Oare ar trebui să cad? Ar trebui să ascult de Dumnezeu? Ar trebui să mă supun voii lui Dumnezeu? Ea cade pentru că este stăpânită de Cel care a creat-o, de Cel care a creat aerul, pământul, gravitația, universul și ea face ce îi spune stăpânul. Și dacă vrem să ajungem vreodată la această stare de pace, de liniște, de odihnă, trebuie să fim stăpâniți. Și toate modelele de viață care Dumnezeu ne-a lăsat ne dau de înțeles acest lucru. Copiii trebuie să fie supuși părinților.
Altfel nu vor duce o viață bună, spune Scriptura. Dacă ești ascultător de părinții tăi și dacă îi respect și dacă ești supus lor, dacă ești sub stăpânirea lor, vei avea o viață lungă și bună și sănătoasă și te vei bucura de viața ta. Soțiile trebuie să fie supuse soților. Și soții trebuie să fie supuși lui Hristos. Nu există libertate fără supunere. Nu există împlinire fără supunere. Când ieși de sub stăpânire, când biserica ieși de sub stăpânirea cuvântului, lucrurile merg prost. Când femeile ies de sub stăpânirea bărbatului, lucrurile merg prost. Când bărbatul ies de sub stăpânirea lui Hristos, lucrurile merg prost. Când copiii ies de sub stăpânirea părinților, lucrurile merg prost. Universul acesta există să fie stăpânit de Dumnezeu. Până acolo că nici satana nu-și permite să meargă împotriva voii lui Dumnezeu. El știe că este stăpânit de cel care este suveran. Satana nu-și permite să atingă de un copil al lui Dumnezeu fără să-și ceară voie. Veniți-vă la Iov. De acolo, din eliberarea de la tirania libertății, din eliberarea de la această iluzie că suntem liberi, curg râuri de binecuvântare, de la acceptarea că noi suntem oi, cu tot ceea ce implică asta, și El este păstorul. Curg binecuvântări neînchipuite. În al treilea rând, ne arată faptul că El este păstorul nostru tot timpul. El este, adică la prezent, nu doar a fost, nu doar va fi cândva, El este aici și acum păstorul nostru. Dacă El este păstorul nostru acum, în acest moment, El va fi păstorul nostru întotdeauna. Pentru că, precum orice păstor bun, El nu-și abandonează turma. Ci dacă o singură oaie rătăcește, El lasă pe cele 99 și merge după acea oaie rătăcită și când o găsește, o ia pe umeri și o duce înapoi în staul. Când El este păstorul tău, ești într-o relație permanentă. El este în mod constant păstorul și stăpânul tău și păstorul și stăpânul nostru. În vremuri tulbure, în vremuri de necaz, când vrei cu disperare un păstor, când ai căzut între stânci și te uiți ca și o oaie pierdută spre cer și vrei să vezi fața păstorului, dar și în vremuri de pace, când lucrurile merg bine și poate că ți-ai dori să fii pe cont propriu. În vremuri de belșug, în vremuri în care lucrurile merg frumos și nu vrei să auzi de păstorul acesta care pretinde că el are drepturi asupra ta. Că El poate să spună unde să te duci și de unde să vii și când să te duci și când să vii și ce să mănânci și ce să nu mănânci și ce să atingi și ce să nu atingi. Pe ce să-ți cheltui banii, pe ce să-ți cheltui timpul. Poate că atunci nu vrei un păstor. Dar El este și atunci păstorul și stăpânul tău și păstorul și stăpânul meu, pentru că relația aceasta de oaie și păstor este o relație permanentă, constantă. Implicațiile sunt importante pentru viața noastră. El este păstorul nostru nu doar când avem nevoie de El, ci El este Cel care are drepturi depline asupra noastră tot timpul. Fie că vrem, fie că nu vrem în acel moment, El are dreptul să ne conducă unde vrea El și El are dreptul să ne conducă cum vrea El. El are dreptul să facă cu noi ce consideră de bine. Dacă consideră de bine ca să ne dea vremuri de pace și de liniște, este bine. Și dacă consideră de bine să ne conducă la tăiat ca niște miei, este de bine și este dreptul Lui. Pentru cei care au înțeles și pentru cei care au acceptat și au gustat bucuria de a fi într-adevăr o oaie a lui Hristos, de a îmbrățișa această realitate că nu ești al tău, și că stăpânul tău și proprietarul tău este Dumnezeu, această realitate este o bucurie imensă. Este o sursă de pace, de siguranță imensă. Dar pentru cei care încă țin strânși
această iluzie a autonomiei, a libertății, acest idol al independenței, ideea că ei sunt proprietatea cuiva, chiar dacă acel cineva este Dumnezeu, este îngrozitor. Frate, asta e sclavie! Nu există libertate decât în a fi sclavul lui Dumnezeu. Biblia nu prezintă pe om liber sau sclav. Ai un stăpân. Ori l-ai pe Satana, ori l-ai pe Dumnezeu, dar e sclavul cuiva. Ori ai un stăpân bun, un stăpân iubitor, un stăpân sfânt, care tot ceea ce face este bun, drept și frumos. Ori ai pe Satana, care este rău, care te urăște, care vrea să te nimicească, dar un stăpân ai. Ideea că tu poți fi neutru, ideea că tu poți fi, între ghilimele, liber, este o iluzie. Și este o iluzie care este răspândită și enunțată de însăși Satana, pentru că el, în felul acesta, te păcălește ca să ieși de sub autoritatea lui Hristos, de sub autoritatea lui Dumnezeu și să mergi sub autoritatea lui. Asta a fost de la început minciuna cu care a pornit. Dumnezeu vrea să vă dea ceva inferior. De aceea nu vă las să mâncați din pomul acesta. Dar vă spun eu adevărul. Dacă mâncați din pomul acesta, veți fi ca și el, adică liberi. Și omul a mușcat din minciuna Satanei și și-a declarat independența. Dar știți ceva? Omul n-a devenit independent în acel moment, ci a intrat sub o altă stăpânire. Cât a ascultat de Dumnezeu Adam cu Eva, au fost sub stăpânirea lui Dumnezeu și în momentul în care s-au răzvrătit de această stăpânire, au intrat sub stăpânirea Satanei. Pentru cei care acceptă această realitate, că există un stăpân, că există un păstor, pentru acești oameni, ei, spune psalmistul, nu vor duce lipsă de nimic. Pentru restul, întotdeauna vor avea lipsuri. Întotdeauna vor avea dorințe neîmplinite. Întotdeauna vor tânji după mai mult, după altceva. Să fie mai liberi, mai autonomi. În traducerea literală a acestei sintagme, nu voi duce lipsă de nimic, ar fi cam așa, nimic lipsește sau nimic vrut. Asta spus, Domnul este păstorul meu, nu-mi lipsește nimic. Sau nu vreau nimic, nu îmi mai trebuie nimic. Dacă Domnul este păstorul meu, nu mai îmi trebuie nimic. El îmi dă totul. De fapt, psalmistul nu ne indică așa de mult faptul că nu vom mai avea vreun lips în această viață, ci este o frază care prin cele două sintagme indică cauză și efect. Domnul este păstorul meu, cauza, efectul, nu îmi mai trebuie nimic. Sunt dezinteresat de ce-mi trebuie mie. Știe El ce-mi trebuie și ce-mi trebuie îmi dă. Și în versetul 2 și 3, în mod practic, ne arată psalmistul cum Dumnezeu lucrează în viața noastră pentru că acest prim verset minunat să devină o realitate pentru noi. Pentru că dacă ar fi să speculez, toți am zice că nu este pe deplin o realitate acest verset. Toți am zice că Domnul este păstorul nostru și toți am zice că ne mai trebuie ceva. Ceea ce indică că Domnul nu este într-adevăr pe deplin păstorul nostru. Pentru că ele sunt cauză și efect. Asta se zice psalmistul. El mă paște în pășun verz și mă duce la apă de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. El, păstorul, mă paște în pășuni verzi. Simbolistica este foarte clară. Dacă el este păstorul și noi suntem oile, hrana mult dorită, adică pășunea verde, este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este într-adevăr un păstor minunat și un păstor unicat. El este cel ce ne-a dat pășunea. El este cel ce a creat-o, El este cel ce a scris cuvântul Său, dar El este cel ce ne paște în acea pășune. Dumnezeu în mod activ, în mod prezent, în mod constant ne hrănește în cuvântul Său. El ne duce la cuvântul Său și El îl face viu și lucrător pentru noi. Și
Și ce altă bucurie decât să ne culcăm în pășunile verzi la care ne-a condus păstorul nostru, să prindem putere prin hrană, prin hrana aceasta minunată care El a pregătit-o pentru noi și cu siguranță dacă ne hrănim din această pășune, cu siguranță dacă ne hrănim din acest cuvânt, cu siguranță vom putea exclama și noi, ca și psalmistul, nu vreau nimic altceva, nu vreau altă hrană. Am tot ceea ce îmi trebuie pentru că păstorul meu m-a condus la hrana aceasta. Și ea este suficientă. Și ea este desăvârșită. Atunci când suntem saturați și când suntem sătui prin cuvântul Său, atunci când orice dorință, orice poftă este înăbușită de bunătatea cuvântului lui Dumnezeu, atunci vom putea și noi exclama: Domnul este păstorul meu. Și nu mai vreau nimic altceva decât ce El mi-a dat. Dar nu doar atât, El nu se oprește aici, El ne duce la hrană și ne hrănește din cuvântul Său, dar mai mult de atât, ne duce și la apă de odihnă. El ne dă apă vie pentru sufletul nostru. Apă de odihnă este o denumire minunată pentru lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. El este Cel care ne paște în pășun verzi, adică în cuvântul Său, și El este Cel ce ne duce la ape de odihnă prin Duhul Sfânt. Dacă vom găsi vreodată odihnă pentru sufletul nostru, nu vom găsi această odihnă altundeva decât în cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă vom găsi repaus pentru sufletul nostru, care toți îl căutăm, indiferent că ești pocăit sau nepocăit, baptist sau ortodox sau orice ai fi, dacă vei găsi odihnă pe această planetă, pe acest pământ, în viața ta, ea nu poate fi găsită altundeva decât în pășunile verzi, adică în Scriptură și în apele de odihnă ale păstorului nostru. Dacă vrei odihnă, trebuie să fii oaia Lui și El trebuie să fie păstorul tău. Să te abandonezi în mâna Lui și să te duci unde te conduce El și El te conduce la cuvântul Său care îl aplică în viața ta prin puterea Duhului Sfânt. Și prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Său vei găsi absolut totul și nu vei duce lipsă de absolut nimic. Psalmistul spune că acest cuvânt și această lucrare a Duhului Sfânt îi înviorează sufletul și îl povățuiește, adică îl conduce pe cărări drepte din pricina numelui Său. Adică această hrană are un efect. Și efectul este că înviorează sufletul, adică ne dă putere. Asta este efectul hranei și a apei, să ne dea putere spirituală. Și întrebarea e: cu ce scop? Cu ce scop ne dă puterea aceasta spirituală? El spune că ne povățuiește, adică ne conduce pe cărări drepte din pricina numelui Său. Adică scopul este să umblăm pe cărările Lui drepte. Scopul pentru care păstorul nostru ne conduce, ne povățuiește la aceste aspecte spirituale, la hrana cuvântului și la lucrarea Duhului Sfânt, este ca să umblăm pe cărări drepte din pricina numelui Său, adică pentru slava Sa. Slava lui Dumnezeu este scopul, rezultatul dorit este slava lui Dumnezeu, de aceea ne dă această hrană, de aceea ne conduce pe aceste cărări, ca El să fie proslăvit și este motivația păstorului. Motivația supremă a păstorului nostru este slava Sa și motivația supremă a noastră, a oile Lui, este tot slava Sa. Noi trebuie să căutăm, să mâncăm această hrană, să experimentăm această lucrare a Duhului Sfânt pentru slava Sa. Și cum? Cum va fi El proslăvit? Umblând pe aceste cărări drepte din pricina numelui Său. El ne conduce și El ne împuternicește pe aceste cărări. Dumnezeu este Cel care ne conduce pe cărări drepte. Din nou vedem că păstorul nostru este activ, el nu este unul pasiv care stă undeva ca și un bun manager și dă numai telefoane. Auzi, oițele mele, cu tare lucru vreau să faceți. Nu, El este Cel care merge înaintea noastră și ne conduce pe această cărare dreaptă.
El merge înaintea noastră și ne arată calea. O cale care, dacă mergem pe ea, dacă ascultăm de păstorul nostru, este spre slava numelui Său și spre binele nostru. Toată slava este a lui Dumnezeu și tot beneficiul este al nostru. Asta este relația între oaie și păstor. Când oaia este ascultătoare, toată slava este a păstorului și tot beneficiul este a nostru. Atunci când umblăm după voia Sa, în primul rând, ne facem bine nouă și aducem slavă Lui. Și atunci când nu umblăm, atunci când mergem pe alte cărări, atunci când fugim de cuvântul Său, atunci când luptăm împotriva lucrării Duhului Sfânt în viața noastră, ne facem rău nouă și îl facem pe păstorul nostru de rușine. Dacă vrei un motiv egoist pentru care să asculți de Dumnezeu, ăsta este motivul. Este bine pentru tine ca să asculți de Dumnezeu. Dacă tu crezi că Dumnezeu este așa un egomaniac care este obsedat de slava Lui, așa este. El este obsedat de slava Lui pentru că slava Lui este pentru binele tău. Dacă vrei bine în viața ta, fii obsedat de slava Lui, pentru că nu este ceva mai bun în acest univers. Nu este ceva mai demn de iubit. Nu este ceva mai de dorit. Atunci când ascultăm de Dumnezeu și umblăm pe cărările Lui, ne facem bine nouă și aducem slavă numelui Său. Așa cum am zis, El nu doar că ne trimite, dar El ne conduce și El ne împuternicește. Ne conduce pe această cale, dar ne dă și resursele necesare să putem umbla pe ea. Nu ne trimite într-o misiune imposibilă. Nu ne spune să facem lucruri care nu le putem face, ci ne spune doar să facem lucruri care sunt imposibile prin propriile noastre puteri, dar ne dă tot ceea ce avem nevoie ca să îndeplinim ceea ce ne cere. El ne înviorează sufletul, ne dă puterea necesară prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt. Dacă șchiopătezi pe această cărare, dacă simți că nu mai poți, dacă nu știi cum să te ridici, dacă nu știi cum să mergi înainte și să mergi pe cărarea dreaptă care El a croit-o pentru noi, adu-ți aminte de faptul că nu duci lipsă de absolut nimic. Tot ce ai nevoie ca să îndeplinești această misiune, păstorul tău a procurat pentru tine și ți-a dat. Ți-a dat în cuvântul Său și prin lucrarea Duhului Sfânt. Dacă n-ai putere ca să mergi înainte, mănâncă! Cei mai mulți dintre noi trăim viața creștină parcă am fi la dietă. Parcă încercăm să slăbim spiritual. Am citit 3 versete, sunt multe calorii, gata. Nu cumva să mă îngraș, că să am o siluetă spirituală fantastică. Mărimea zero. Mănâncă, omule. Mănâncă din cuvântul Său, pentru că așa lucrează Duhul Sfânt. Îmbuibă-te din cuvântul Lui. Pentru că nu duci lipsă de nimic. Pentru că tot ce ai nevoie ca să păstrezi această cale care El a croit-o este dat ție de păstorul tău. Pentru că El te pregătește pentru orice încercare și pentru orice suferință. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine și toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Încercările vin chiar pe această cale dreaptă a lui Hristos, ba mai mult, cu siguranță, pe această cale dreaptă vin. Dacă ai, între ghilimele, venit la credință ca să duci o viață ușoară, ai greșit calea. Ai greșit calea. Pe această cale este suferință. Încercările vin cu siguranță, dar de aceea este calea dreaptă. Și de aceea este drept cel care ne conduce pe ea să ne ferească de orice pericol, să nu cădem nici în dreapta, nici în stânga. De aceea nu trebuie să ne abatem de la această cale, pentru că păstorul nostru a croit o cale care ne conduce prin orice primejdie. El știe unde sunt capcanele, El știe unde sunt primejdile și El ne conduce drept printre ele. Psalmistul ne spune acest lucru, că noi vom umbla prin valea umbrei morții. Ne indică clar că suntem doar în trecere prin ea.
Este ceva temporar pentru noi, pentru că păstorul nostru ne conduce drept prin ea. Ba mai mult, psalmistul ne indică cât de lipsită de putere asupra noastră este această vale a umbrii morții prin însăși sintagma umbra morții. Este doar o umbra morții, pentru că puterea morții nu are nicio autoritate peste noi. Moartea nu se poate atinge de noi. Păstorul nostru, mielul divin, împăratul împăraților, a triumfat peste moarte. Ceea ce simțim noi aici și acum și ceea ce vom experimenta când murim este doar umbra morții. Este lipsită de orice putere. Moartea nu are nicio putere peste noi. La fel cum umbra nu are nicio putere. Umbra unui câine nu poate să te muște. Înțelegi asta? Ea nu-i fizic, nu-i nimic. Umbra unei săbii nu te poate răni. Este doar o umbră. Ba mai mult, faptul că există această umbră este un indiciu clar că există o lumină, un soare. Umbra este făcută atunci când lumina lovește un obiect și umbra se lasă pe pământ. Dacă n-ar fi lumină, n-ar fi umbră. Satana încearcă să te convingă că este doar întuneric, dar însăși existența întunericului este dovada luminii. Ateii vin și zic, dacă există Dumnezeu, de ce există atâta răutate? Dar dacă n-ar exista Dumnezeu, cum ai ști că e rău? Și cum ai ști ce e bun? Existența răutății, existența răului dovedește că este Dumnezeu. Faptul că știi că ceva ar trebui să fie bun dovedește că există Dumnezeu, că n-ai ști ce este bun. N-ai ști ce este lumina dacă ar exista doar întunericul. Și dacă n-ai văzut lumina vreodată. Dar pentru că fiecare om de pe această planetă a văzut lumina, știe că este un soare. Și pentru că fiecare om a simțit ce este bunătatea, știe că este un Dumnezeu și alege totuși întunericul. Și dacă faptul că această trecere este temporară și este temporară, ar trebui să ne încurajeze cu atât mai mult realitatea că nu suntem singuri pe această cale. Psalmistul spune, nu mă tem pentru că tu ești cu mine. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră, în încercările noastre, ne eliberează de orice frică. Nu mă tem de niciun rău, pentru că tu ești cu mine. Când realizăm că El este stăpânul nostru, că noi suntem proprietatea Lui și că El ne conduce pe calea aceasta cea dreaptă, El ne împuternicește, suntem eliberați de teamă. Cineva zicea că noi suferim de 10 ori mai mult de frica morții decât de moartea propriu-zis. Suferim mai mult de grijă decât de necaz. Taică-mi zicea la maică, mi-a lucrat acesta tot timpul. Maică-mi-a întotdeauna, dacă exista posibilitatea ca ceva rău să se întâmplă, ea se îngrijora 10 zile până când ajungea la acel moment. Și dacă mi-a zicea, tu femeie, dar nu mai te tot stresată. Cum să nu mă stresez? Păi să facem un experiment. Dacă te stresezi și se întâmplă, te-ai stresat de două ori. O dată până s-a întâmplat și o dată când s-a întâmplat. Dacă te stresezi și nu se întâmplă, te-ai stresat pe degeaba. Cum ești mai câștigat? Și adevărul este că noi suferim mai mult de frica unui lucru rău decât de acel lucru rău. Suntem cuprinși de frica morții, suntem cuprinși de frica acestei vieți și suferim din cauza ei, dar ea pentru noi este doar o umbră. Și Dumnezeu este prezent cu noi ca să ne elibereze de orice frică. Cum ne va păstra? Cum ne va păstra El pe cărarea dreaptă prin valea umbrei morții? Cum ne va păzi de orice rău și cum ne va elibera de orice frică? Două elemente ne arată psalmistul. Toiagul și nuiau, care ambele ne mângâie. Toiagul este instrumentul păstorului prin care ghidează oile și prin care protejează pe oi de cei răufăcători, de lup, de urși. Toiagul este instrumentul prin care atunci când vine lupul, păstorul îi dă la lup în cap și îl pune la pământ. Atunci când vine ursul, e toiagul și se luptă cu urs. Atunci când vine leul, da, este instrumentul de forță pentru cei care vin să răpească oile. Și nuiaua. Nuiaua este pentru oi. Nu pentru cei din afară. Unele oi pe această cărare pe care i-a pus păstorul sunt mai
ascultătoare în a fi conduse pe căile drepte, în a fi conduse la hrană și la apă, la cuvânt și la lucrarea Duhului Sfânt. Alte oi au nevoie de puțină convingere. Și trebuie un pic de nuia. Și nuia asta e aplicată în tot felul de... E aplicată prin fratele păstor, prin rugăciuni, prin disciplină, prin necaz, prin încercări, prin durere, prin pierdere. E aplicată, repetat, până când nu mai trebuie aplicată. Exact ca și la copil. Îl disciplinez până când și-a învățat lecția. El ne păzește de cei răi făcători, El ne păzește de cel rău care râgnește ca un leu ca să înghită, dacă ar putea chiar pe cei aleși, prin toiagul său puternic, și ne convinge, dacă este nevoie, să mergem pe cărarea Lui și la hrana și la apa care El a pregătit-o pentru noi cu nuiaua Lui. Dar ne convinge dacă suntem oile Lui. Și rezultatul este întotdeauna victorie. Rezultatul, păstorul nostru, este întotdeauna pozitiv. Tu îmi întinzi masa, zice psalmistul, în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Credinciosul are parte de încercări, dar credinciosul are parte și de dușmani. Pentru că dacă Biblia ne spune că prietenia cu lumea este dușmănie cu Dumnezeu, să știți că și prietenia cu Dumnezeu este în mod cert dușmănie cu lumea. Hristos spune, dacă m-au urât pe mine, vor urâ și pe voi. Dacă l-au persecutat pe el, ne vor persecuta și pe noi. De fapt, este greu de conceput pentru mine un bun creștin fără câțiva adevărați dușmani. Dacă n-ai măcar un dușman, n-ai fost un bun pocăit. Dacă n-ai iritat pe cineva în viața ta încât ăla i-a urcat la cap că e dușmanul tău, nu ți-ai făcut datoria de creștin. Încercarea și dușmanii sunt elemente constante în viața credinciosului. Dar tot așa de constant, ne spune psalmistul, și tot așa de prezent este și biruința. În prezența dușmanilor și în prezența încercărilor, noi suntem biruitori. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei și îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Chiar în mijlocul încercării și chiar în fața celor care caută să mă omoare, eu sunt plin de biruință pentru că paharul meu este plin de dă peste el. Sunt plin de puterea ta, sunt plin de Duhul tău, sunt plin de cuvântul tău, sunt plin de orice binecuvântare duhovnicească în așa fel încât nu duc lipsă de nimic. Paharul meu este plin de dă peste el, nu este o metaforă pentru că portofelul mi-e plin. Sau pentru că mașina e frumoasă. Este o metaforă despre starea ta spirituală. Când ești plin în așa fel încât râuri de apă vie curg din tine. Nu e când ești plin în așa fel că ai mâncat prea mult. Și că o duci prea bine. Și că nu mai știi pe ce să pui ochii în lumea aceasta ca să alergi după ea. Dumnezeu, prin metodele sale, prin hrana care ne-o dă, prin apa care ne înviorează sufletul, prin călăuzirea care o avem ca și El, bunul nostru păstor, care merge înaintea noastră pe această cale, prin disciplina Lui, dacă este nevoie, nu ne scapă de încercări și de dușmani, dar prin aceste metode ne face biruitori în fața acestora. Suntem biruitori în fața încercării, suntem biruitori în fața dușmanilor și suntem plini de puterea și de Duhul Său în așa fel încât în fața lor putem să exclamăm: nu duc lipsă de nimic! În concluzie, psalmistul încheie cu un verset la fel de minunat ca cel cu care a început. Da, zice el, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Psalmistul încheie tot așa cu o formă de cauză și efect. Toate aceste lucruri care ni le descrie David până aici, care țin de realitatea aceasta că Dumnezeu este păstorul nostru,
se culminează în acest verset care vizează două aspecte din viața noastră. Unu este viața noastră de aici. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și doi este veșnicia noastră. Cornilescu traduce într-un fel cam inoportun. El spune și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Dar traducerea literară este altfel. Voi locui în casa Domnului toate zilele mele. Sau de fapt este un singur cuvânt în ebraică care înseamnă totdeauna. Pentru că viitorul nostru nu este până la capătul zilelor noastre. Viitorul nostru este până în veșnicie cu păstorul nostru. Pentru că într-adevăr o viață trăită cu Hristos este una marcată de încercări și de persecuție, dar mai mult decât atât este una marcată de fericire. Dacă nu pot ca să concep un creștin autentic fără dușmani, nu pot să percep un creștin autentic fără a fi un om fericit. Nu există oameni care au pe Hristos și nu sunt fericiți. Decât acele oi care au rătăcit și au căzut în prăpastie și nu se mai hrănesc de la cuvântul lui și nu mai au parte la lucrarea Duhului Sfânt și sunt slăbite și sunt aproape pe moarte și în nevoie ca să fie ridicate și readuse pe cale. Dar într-adevăr, dacă o viață împreună cu Hristos este marcată de fericire, ea este o viață care produce o fericire mai mare și anume o fericire veșnică. Fericirea de a trăi în prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie. În concluzie, psalmistul ne pune în față în același timp o provocare și o încurajare. Provocarea este foarte simplu. Este Domnul păstorul tău. Este El cel care se îngrijește de tine și este El cel care te deține, cel care este proprietarul tău. Sau ești încă sub stăpânirea Satanei, sau ești încă proprietatea Satanei, pentru că proprietatea cuiva ești. Și al doilea rând, o încurajare pentru cei care îl avem de Domn, de Mântuitor și de Păstor. O încurajare care ne spune să nu ne temem și să nu fim descurajați, pentru că El ne-a dat totul necesar. El ne-a dat hrana pentru sufletul nostru, El ne-a dat apa să ne întărească, El ne-a dat lucrarea Duhului Sfânt să ne învioreze sufletul, El ne dă călăuzirea Lui și El ne dă cât timp este nevoie disciplina Lui. Așa că creștine, prinde curaj și lasă frica la o parte și trăiește în biruința și fericirea care Dumnezeu a câștigat-o pentru tine. Ai tot dreptul de astăzi să te debarasezi de toată frica, de toate lanțurile acestei lumi și să te uiți către păstorul tău care este Domn Mântuitor, care este Dumnezeul tău și să trăiești în libertatea care El ți-a dat, adică libertatea de a sta ferm sub autoritatea Lui. Dacă suntem în starea în care ne aflăm și trebuie să recunoaștem că ne aflăm în ea, este pentru că nu stăm sub autoritatea Lui. Este pentru că nu ascultăm de Cel care ne deține. El zice, du-te încolo și noi mergem invers. El zice, fă aia și noi zicem, n-avem chef. Și disciplina Lui, care o simțim acum prin diferite forme, apăsarea care o simțim în inima noastră, încercările care le avem în viața noastră, va continua și mulțumesc Domnului că va continua până când prin nuiaua Lui ne scoate din starea în care ne aflăm. Frate, dar cum pot să... Că nu mai rezist. Resursele sunt toate la dispoziția ta. Hrana, apa, călăuzirea și disciplina. N-ai decât să trăiești în realitatea care păstorul tău a câștigat-o pentru tine și pentru mine. Amin.